În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, acum două duminici am ascultat Evanghelia în care Mântuitorul a rostit un cuvânt cu putere multă. Este vorba despre predica de pe munte. Oamenii au spus despre El, nimeni n-a vorbit vreodată ca omul acesta. După ce și-a manifestat puterea cuvântului rostit cu putere multă, cuvântului dumnezeiesc, Mântuitorul a început să săvârșească o serie de vindecări, în special tămăduiri de boli. Și a manifestat astfel o altă dimensiune a cuvântului Său, și anume puterea cuvântului care vindecă. Toate minunile Sale sunt săvârșite prin cuvânt. Unele, ca cea din duminica trecută, de la distanță și fără să cunoască boala. De fapt, o cunoștea, dar nu a fost informat în legătură cu boala slugii sutașului. Astăzi ne-am întâlnit în Evanghelie Mântuitorul rostind un cuvânt tot cu putere multă, dar care a arătat o altă lucrare a cuvântului Său, și anume puterea eliberării de duhuri necurate. Deci putere în cuvânt, atunci când aducea învățătură de la Dumnezeu, putere în cuvânt atunci când vindeca pe om de boli incurabile, și putere în cuvânt atunci când scotea demoni din oameni. Ne spune Evanghelistul Matei, din care s-a citit astăzi, că Mântuitorul a trecut din orașul Său, adică din Capernaum, dincolo de mare, într-un ținut păgân, numit Gadara, partea unei confederații de cetăți Decapole. 10 cetăți. Printre ele se pare chiar capitala, Gadara, undeva în nord-estul Țării Sfinte. După ce a vindecat sluga unui sutaș păgân, a trecut într-un ținut păgân, iată, pentru a aduce Evanghelia așa acolo, dar înainte de ea a adus eliberare unui om care suferea de posedare demonică. Ajungând pe acest tărâm păgân, Iisus a fost întâmpinat de un îndrăcit. Matei a reținut doi, ceilalți evangheliști, Luca și Marc, care relatează și evenimentul, au reținut un îndrăcit. Se pare că unul era mai rău, mai posedat. Acești îndrăciți strigau cât îi ținea gura, am zice, deși nu gura omului vorbea, ci diavolii vorbeau prin gura omului, strigau către Iisus: ce ai cu noi, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit mai înainte de vreme ca să ne chinuiești? Căci Iisus poruncea duhului necurat să iasă din om. Dacă ne poruncești să ieșim, lasă-ne să intrăm în turma aceea de porci. Era o turmă de porci undeva pe o colină, lângă mare. Demonii au cerut să intre în turma de porci. Iisus le-a îngăduit. Demonii au intrat în porci și porcii s-au aruncat de pe stâncă în mare și s-au înnecat. După evaluarea lui Marcu, erau ca la 2000 de porci. Paznicii porcilor, porcari, am zice, s-au dus în cetate, în Gadara, și au povestit cele legătură cu Iisus și cele legătură cu sinuciderea porcilor.
Au venit stăpânii porcilor, au văzut despre ce e vorba, după ce au auzit despre ce e vorba, s-au înfricoșat și l-au rugat pe Iisus să plece de la ei. Mai ales atunci când au văzut și pe omul îndrăcit care îi spăimânta pe oameni când se întâlnea cu ei, întreg la minte. Iisus a plecat, a trecut marea dincoace, în Capernaum, cetatea sa. Evanghelia, după cum ați auzit-o și acum încă o dată repovestită de mine, ați auzit-o, este foarte scurtă. Dar ne transmite câteva învățături fundamentale în legătură cu viața noastră în credință. Aș vrea să punctez una de data aceasta. O învățătură care cred că este esențială, unde altfel și celelalte sunt, dar aceasta despre care o să vorbesc este ceva cu totul special. Dacă citiți Filocalia sau Patericul egiptean, două cărți fundamentale pentru viața unui creștin, cu deosebirea unui călugăr, veți vedea că cea mai mare virtute a unui om este dreapta socotință, care se mai numește și înțelepciune. Dar aceste cuvinte parcă nu spun totul. Sintagma care spune ce înseamnă dreapta socotință mai cu adevărat este deosebirea duhurilor. Cea mai mare virtute este deosebirea duhurilor. De ce? Argumentează, și o să parafrazez pe Sfântul Antonie cel Mare, că el spune că cea mai mare virtute este deosebirea duhurilor. Pentru că ea dă consistență și coerență celorlalte virtuți. Toate virtuțile, oricât de mari ar fi, dacă nu sunt însoțite, sau mai corect, izvorâte din dreapta socotință, din deosebirea duhurilor, pot fi chiar păcate. De exemplu, poți să faci milostenie. Ai așa un îndemn lăuntric, vreau să dau de pomană. Vreau să ajut pe cineva. Să faci cu toată inima. Atunci când îți propui. Dar când începi să lucrezi această milostenie, ai trei ispite mari. Odată cât să dau, și aici nu ușor, apoi după ce ai dat, te uiți la acela dacă a primit cu iubire, cu toată inima, și apoi îți mai vine un gând, nu cumva am dat prea mult, nu cumva acela nu s-a folosit, deci i-am dat. Deci îți trebuie virtutea aceasta a deosebirii duhurilor, a înțelepciunii. Despre aceasta o să vorbim, pentru că are legătură directă cu Evanghelia. Mai întâi trebuie să spun, ca temei a ceea ce o să dezvolt, faptul că din Evanghelia de astăzi aflăm că răul nu se află în natură. În natura creată de Dumnezeu, care a fost bună. Răul nu este o energie impersonală, spun câte unii ceva malefic. O energie rea. Asta e rău. Răul nu este o idee, nu este o stare de nervi. Răul este o ființă spirituală. Este un duh cu care Hristos a vorbit. Doar nu fi vorbit Hristos cu o stare de nervi. Adică omul, după cei care citesc Biblia în cheie necreștină, era bolnav psihic. Era epileptic, eventual, și se manifesta ca atare. Nu.
Omul era posedat și încă de mulți demoni. Demonul aflăm, deci, că este o ființă spirituală care se ascunde, se ocultează, care este izvorul răului. El se luptă împotriva lui Dumnezeu și a creației, dar nu cu aceeași putere. El este îngăduit de Dumnezeu în chip pedagogic și pedagogia aceasta ne scapă uneori nouă, dar cu siguranță Dumnezeu are un plan atunci când îngăduie diavolului să se apropie de om sau chiar să intre în om. Iată, poate intra și în animale, în speță, în porci. Dar spre deosebire de animale, omul coabitează cu dracul. Demonii intrând în porci, porcii au simțit nevoia să se arunce. Nu l-au suportat. Omul îl poate suporta pe demon. Omul poate fi partener cu demonul. Există o sintagmă, cred că o cunoașteți cu toții, te faci dracu, te faci frate cu dracu până treci puntea. Adică, mă, minte și tu un pic. Până treci de necaz și după aceea tu te împaci tu cu Dumnezeu, te spovedezi, spre exemplu. Când te faci frate cu El, s-ar putea să treci puntea care ți-ai propus-o. Dar urmează alte punți în care El de data asta îți dă brânci. Te salvează, în ghilimele, dintr-o situație, cum se întâmplă cu cei care lucrează prin vrăjitoare, în special, și apoi te aruncă într-un dezastru. Cum se spunea despre Partidul Comunist, te ridică din treaptă în treaptă și când îți dă drumul, îți dă de sus. Și cu cât e mai sus, cu atât căzătura e mai puternică și moartea poate să fie mai rapidă. Ei bine, iată ce se întâmplă. Mântuitorul trece dincolo, vedeți, dincolo, e un dincolo, diavolul nu este din firea omului și din firea naturii. Este în afară, este într-un dincolo, nu este în noi. Diavolul este în afara noastră, dar lucrează prin simțuri, prin epiderma ființei noastre, prin psihic. El n-are acces la inimă, decât dacă omul îi dă drumul să intre. Și atunci, într-adevăr, omul poate să fie îndrăcit sau posedat de o patimă. Patimile sunt tot lucrarea diavolului și încă, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, mai rele decât îndrăcirea. Alcoolicul, dependentul de jocuri de noroc, afemeiatul, este un posedat. Omul acela nu-și mai aparține lui. E mânat de un duh rău, nu îi se poate opune, îi face voia, Duhul rău îi dă plăcere și îl distruge ca ființă pe el și dacă ar putea și pe cei din jurul lui, toată familia lui. Îngăduie Dumnezeu, dar cu măsură. Diavolul nu poate să facă ce și-ar dori. Diavolul este o ființă spirituală, vă spuneam. A fost mai înainte înger, a căzut prin trufie, prin desprinderea de izvorul existenței și al susținerii existenței și al îndumnezeirii și a devenit minte întunecată. Și când a văzut el creația lui Dumnezeu că strălucește și în special pe om, coroana creației, l-a invidiat și invidiază de moarte. Și din această invidie, cea mai mare satisfacție a lui pe care o mai poate avea e să facă rău altora. Cea mai mare satisfacția invidiosului și în cazul oamenilor este ca să-i se întâmple ceva rău chiar de moarte celui pe care îl invidiază. Deci invidia, când au, dacă va prinde gelozia, e cam același lucru. Aceasta este o lucrare demonică evidentă. Și una dintre cele mai rele. Spune Sfântul Apostol Petru în epistola sa întâi. Diavolul răcnește, urlă ca un leu, căutând pe cine să înghită. Sfântul Apostol Pavel, epistola către Efeseni, lupta noastră nu este împotriva trupului și a sângelui, adică împotriva oamenilor, ci împotriva duhurilor răutății din văzduh și care lucrează prin patimile omenești, prin vicii.
Și asta e o formă de îndrăcire mult mai rea decât îndrăcirea de care suferea cel din Gadara. Iată că Mântuitorul a venit în lumea aceasta și spune Sfânta Scriptură, a venit ca să strice lucrurile diavolului. Să-l omoare pe cel ce are stăpânirea morții, adică pe diavolul. Moartea ca despărțire de Dumnezeu, moartea fizică. Moartea de care trebuie să ne temem. Moartea în care tu nu mai simți izvorul vieții tale, care este Dumnezeu. Mântuitorul a trecut dincolo. Știa unde merge, evident. Știa cu cine se va întâlni, știa ce va fi. Are atunci știință. Dar, pentru noi, și pentru apostole atunci, și acum pentru noi, El a trecut dincolo pentru a arăta care este sursa răului. Răul este persoană. De fapt, individ. Adică, vă spuneam, are un ipostas, are un subiect. Mântuitorul vorbește cu demonii. Dar vorbește cu ei într-un mod poruncitor. Le poruncea să iasă din nou. Și aceea, simțind dumnezeirea lui, vedeți, așa și om. Ca și diavolul. Când se desparte de Dumnezeu. Ce simte omul când se desparte de Dumnezeu? De unde vezi că omul e despărțit de Dumnezeu? Simte exact ca diavolul. Ce simțea diavolul? Când Iisus s-a apropiat, când Dumnezeu se apropie, când preotul, prin care Dumnezeu lucrează, se apropie. Pe exemplu, prin taina spovedanie. Și la final o să vorbim despre asta. De tine. Sau tu vii la biserică. Sunt oameni care vin la biserică, spre exemplu, la noi și rămân acolo, în parcare, prind o țigară, se plimbă, se relaxează un pic. Nu pot intra. Ce simte, deci, omul care e îndepărtat de Dumnezeu? Simte exact ca diavolul. Ce ai cu noi? Ce ai cu noi, Iisuse? Diavolul, în schimb, recunoaște că e Fiul lui Dumnezeu. Sunt oameni care nu recunosc asta. A fost un mare profet, Iisus. A fost cea mai mare personalitate spirituală. Dar om? A, nu Dumnezeu. Iată, diavolii știu, cum să nu știe, că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, deci Dumnezeu. Ce ai cu noi? Însăși prezența lui Iisus îi biciuia, îi chinuia. Prezența unui om duhovnicesc, autentic, oriunde ar fi, stârnește controverse. Unii sunt pro, alții sunt contra. Nu există fâșie de neutralitate. Asta e tot o ispită a diavolului și încă una dintre cele mai tari, da? Că ar fi un loc unde nu este nici Dumnezeu, nici diavol. Nu, Mântuitorul spune, cine nu este cu mine, este împotriva mea. Și acum să vorbim despre acea virtute capitală, deosebirea Duhului. Mântuitorul, v-am spus, a rostit cuvânt. Predica de pe munte și a început cu fericirile. Prima fericire sună așa. O știți. Fericiți cei sărași cu Duhul, ca acelora este împărăția cerului. S-a tâlcuit aici sărași cu Duhul proștii lumii. Adică Hristos îi fericea pe proști. El care a vorbit ca nimeni alt. El care avea înțelepciune desăvârșită. Care avea putere în cuvânt. Îi fericea pe proști. E cum să fie așa? Este la mintea celui mai slab om. Cu judecată. Că e vorba despre o fericire a unora care au ajuns într-un anumit stadiu duhovnicesc. Care stadiu duhovnicesc? Cei sărași cu Duhul, printre alte tâlcuiri, sunt cei care prin nevoință, prin silință, prin lupte, continue și cu ajutorul Harului lui Dumnezeu, au izgonit din ei toate duhurile rele și a rămas un singur Duh, Duhul Sfânt. Sunt săraci de duhuri rele. Nu mai au influență duhurile acestea rele care lucrează
în oameni prin păcate și patim în acel om. Săracul Duhul este omul care are numai un Duh. Duhul lui în Duhul Sfânt. O unitate. Aceasta înseamnă curățire. Și înseamnă eliberare. Vedeți? Este o mare diferență între eliberare și libertate. Atunci când v-ați spovedit, dacă ați luat aminte, preotul zice așa. Și trebuie să luăm aminte la ce zice preotul. Că nu zice de la el. Cuvintele pe care el le rostește sunt cuvintele Duhului. Și eu, zice preotul, nevrednic, puterea ce mi este dată, este dată, sunt împuternicit. Te iert și te dezleg de toate păcatele tale. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Poate v-ați întrebat de ce spune și te iert, este clar. Dar te dezleg. Orice păcat nu este o infracțiune, o încălcare a unor norme morale. Scrie undeva că e păcat, spre exemplu, în Vechiul Testament, Decalogul, ai mințit, deci e păcat. Sigur că este și așa. Dar păcatul înseamnă nu doar o încălcare a unor legi, eventual chiar și din Biblie, ci înseamnă încălcarea legilor interioare pe care Dumnezeu le-a pus în tine. Înseamnă o boală spirituală și mai mult decât atât, înseamnă intrarea în legătură cu un Duh care te îndeamnă să faci asta. Te-a legat. Te-a legat să faci voia Lui. Spre exemplu, o patimă, să luăm alcoolism. Este clar că așa stau lucrurile. Omul acela, vă spuneam, e legat. E legat. Dacă vede ceva legat de alcool, nu se poate opri. Deci el este rob acelui Duh. Și prin spovedanie el se dezleagă, primește putere să lupte cu acel Duh. Mare lucru este când cineva conștientizează acest lucru. Spovedania nu este psihologie. Te confesezi. Sau spui ca la psihanalist tot felul de lucruri care se trec ție prin cap. Te ajută eventual și psihologul cumva să le spui și să te echilibrezi psihologic. Perspectiva aceasta pe care o aduce Mântuitorul Hristos este perspectiva dezlegării. Îi spune lui Petru, când îi dă, îți voi da cheile împărăției cerurilor. Și oricât te vei lega pe pământ, va fi legat, orice vei dezlega, va fi dezlegat. Cheia aceasta este harul lui Dumnezeu și pocăința omului. Și atunci omul simte eliberare. De aceea spun oamenii, după ce se spovedesc curat, adică complet, că se simte eliberat. Gheara aceea care a păsat pe inima lor, s-a ridicat. S-a ridicat instant, în momentul în care preotul a rostit cuvântul de dezlegare. Și omul se simte ca nou născut. Și trăiește o altă viață dacă nu repetă păcatul. Dacă a intrat iarăși în păcat, iarăși este legat. Și iarăși are nevoie de dezlegare. Și tot așa până moare. Că toți greșim. Și toți avem nevoie de această dezlegare. Spre exemplu, te-ai jurat strâmb, te-ai legat și Duhul cel rău este stăpânul tău. Ai blestemat. Instant te-ai legat de acest Duh. Cineva te-a blestemat și tu i-ai replicat la fel. Te-ai legat cu același Duh. Deși tu ai dreptate. Da, dar ești legat. Ai nevoie de această dezlegare. Deci prima mișcare pe care ne arată fericirile este mișcarea de curățire, de legături cu demonii. Înlăturăm, măturăm casa sufletului de demoni, rămânând doar Duhul Sfânt. Vedeți cât de sensibil e Duhul Sfânt. Spune Sfântul Apostol Pavel, Duhul să nu stingeți. Cum îl stingem? Printr-un gând rău. Printr-o patimă, mai ales. Deosebirea duhurilor. Acela e om duhovnicesc care poate deosebi Duhul lui Dumnezeu de duhurile rele. Și numai prin Duhul lui Dumnezeu poți să deosebești asta. Nu prin puterea ta rațională. Ea nu este în stare decât să te confuzeze și mai mult. Vedeți care este lucrarea terapeutică a Bisericii?
de a izgoni din noi tot ce este legătură cu duhurile rele. Mântuitorul spune un cuvânt la un moment dat, aș dori să-l rețineți și să meditați asupra lui. Pe mine m-a ajutat enorm. Este ceva extraordinar, dacă conștientizez, îți vine să urli de bucurie. Nu se urlă numai de durere. Sau de ciudă. Se urlă și de bucurie. Acest om săracul poate dorea să urle de bucurie, dar așa era copleșit, vindecat fiind. Zice Mântuitorul așa, vine stăpânitorul lumii acesteia, el nu are nimic în mine. Atenție! Adică cine e stăpânitorul lumii? Vine cel care are stăpânire asupra răului din lume, adică diavolul. El nu e stăpânul lumii în sensul creator, susținător. Nu, este stăpânul răului din lume. Când vedeți răul lume, stăpânul este demonul. Vine el. El n-are în mine nimic. Auziți? Așa este creștinul adevărat. El poate să spună în Duhul Sfânt că în el nu este niciun duh rău. Simte în Duhul Sfânt asta. Și simte asta pentru că vede și duhurile rele că sunt din afară, vin. Adică omul cu cât se apropie mai mult de Dumnezeu simte că e atacat de demon. Demonii lucrează prin însoțire, nu prin contopire, precum Duhul Sfânt. Demonii lucrează din afară, nu din lăuntru, ca Duhul Sfânt. Demonii vin printr-o lucrare în numele binelui, săvârșind răul. Că n-ar face omul păcat dacă n-ar veni diavolul ca viclean, arătându-i strălucirea, poleirea, frumusețea falsă a lumii. El vine ca un inteligent fără inteligență. Nu-i prost dracu, dar nici de inteligență nu-l poți suspecta. Inteligența aceea care duce la înțelepciune. La el este o inteligență vicleană, răutăcioasă. Și caută cu orice chip, au zis ca un leu, caută. La un moment dat, un sfânt a avut o revelație și a văzut toate ispitele diavolului. Da? Sfântul Antonie cel Mare. Și la un moment dat se întreabă, Doamne, cine poate să scape din băinjenișul acesta? Absolut nimeni. Ăsta era răspunsul. Dar n-a venit așa răspunsul. A spus, Antonie, din asta scapă omul smerit. Smerenie, a zis, îl scapă. Adică sărăcia asta cu Duhul. Adică să fii conștient că tu, fără Duhul Sfânt, ești mort în Duhul tău. Și odată cu asta, sau simultan, sigur, odată cu asta, ești legat de duhurile rele. Și de aceea noi când întâlnim un om, sau și noi suntem în situația aceasta, de a nu ne putea adapta într-un mediu sau într-o conjunctură unde sunt oameni. Pentru că fiecare om are Duhul lui și influențele acestor duhuri rele, care vin în fel și chip și-l atacă și omul duhovnicesc simte ce lucrează în cutare, ce lucrează în cutare. Nu judecă, compătimește. Mântuitorul știa, evident, ce se întâmplă aici, în Gadara. Și a venit și a izgonit pe diavoli cu puterea lui. Și diavolii, vedeți, s-au rugat. Și Hristos le-a acceptat rugăminte. Și a zis, lasă-ne să intrăm în turma de porci. Nici diavolul, vedeți, nu suportă adâncul iadului. Pentru ei e o mângâiere când intră printre oameni, printre porci, pentru că face rău. Și imediat a acționat. Dar v-a spus, porcii deodată nu l-au suportat, dar și el a intenționat să-i arunce, să facă paguba. Ca să vină stăpânii porcilor și să intre în conflict cu Iisus. Mai că nu s-a întâmplat așa. Că tot răul pe care diavolul lucrează se întoarce în bine. Răul nu are consistență. Nu poți să pui mâna pe ceva rău. Răul este o deformare a binelui. Este o răstălmăcire a adevărului. Este o minciună sfruntată, ticluită, dar care are picioare scurte. Vine stăpânul, care este adevărul, și îl nimicește prin cuvânt. Nu stă de vorbă cu diavolul prea mult. Cuvintele Mântuitorului sunt foarte puține și sunt poruncitoare. Ieși, du-te. Atât. Scurt. Nu stau de vorbă cu tine. Nu negociez cu tine. Diavolul ar fi vrut să stea la taifas. Cam cum stăm noi cu gândurile. Nu stai de vorbă cu gândurile. Care știi clar că te tulbură. Simți că sunt de la cel rău. Pentru că îți creează o stare de disconfort psihologic și chiar spiritual, dacă simți asta,
și imediat trebuie să le înlături. Din, la prima răsărire, dacă ai intrat un pic de vorbă, te-ai însoțit cu un gând despre care tu îți dai seama că te poate duce într-o situație complicată din care nu mai ieși, foarte greu o să ieși. Tot prin mila lui Dumnezeu, sigur. Prin urmare, iubiți credincioși, Evanghelia de astăzi ne vorbește foarte clar despre faptul că răul din lumea aceasta nu vine din America sau din Rusia. De la industria farma. Nu vine de acolo. Aceștia sunt instrumente. Evident că nu-și dau seama nici ei despre asta. Evident că tulbură conducătorii fără Dumnezeu dintotdeauna tulbură poporul. Îl descumpănesc. Astăzi se vine numele protecției. Da? Hai, uite! Și diavolul, ce zice? Voi faceți ca noi și o să vă fie bine. Virusul acesta va fi biruit. Niciodată se pare. Odată ce a intrat, nu se, ca și gripa. Cât va fi omenirea, poate va sta. Diavolul, în schimb, nu-i virus. Este ce stă în spatele răului din lume, a tulburării. Și aș vrea, în final, să rețineți ce înseamnă cuvântul diavol. O diabolos, în limba greacă, înseamnă dezbinătorul. El se mai numește și satana, care înseamnă împotrivitorul. Dezbină, tot ce întâlnește, el fiind dezbinat în sine, și apoi este împotrivitorul. El se împotrivește totdeauna iubirii, adevărului, dreptății, etc. Deosebirea duhurilor rămâne cea mai mare virtute. Dar ca să ajungem la ea prin mila lui Dumnezeu și nevoința noastră, trebuie să începem de undeva. De unde? De la Iisus. El este stăpânul vieții și al morții, El este biruitorul demonilor, al iadului, El poate să ne dezlege. De aici trebuie începe. De la El care are putere, adică poate, și vrea, pentru că e iubire, să ne dezlege. Când vii la spovedanie, nu vii ca la psiholog. Vii ca la Dumnezeu care ai, de care ai nevoie pentru a te dezlega de niște lucruri care, de care tu nu te poți dezlega prin discuții cu psihologul sau prin medicamente de la psihiatru. Ce poți să-ți fac? Acestea acționează asupra trupului sau asupra psihicului. Dar tu ești legat de un duh și acela are drepturi în tine. Să poate prin spovedanie, o să mă întrebați, și bun, am fost dezlegat, dar eu după aceea iar m-am întors. Ca și câinele la, mă rog, sau porcul la. M-am întors. Păi te-ai întors pentru că el a ieșit dracu din tine. Dar a lăsat urme, cum lasă boala. Da, doctorul te-a operat, dar de acum trebuie să conlucrezi cu harul spovedaniei, să nu lipsești la biserică duminica, să ții post mai aspru dacă e sănătos, să bați niște metanii, să te smerești mai ales. Așa trebuie înțeleasă spovedanie. Nu ca un moment, m-am spovedit, m-a dezlegat, m-am iertat și gata. Nu, are drepturi în continuare. Câți oameni nu spun, părinte, 7 ani m-a luptat cu patima cu tare. 7 ani. Maria Egipteanca, câți ani? 10 ani s-a luptat cu patimile. 17 ani a trăit în patim, 17 ani s-a luptat cu patimile, nemai făcând păcatul. Dar patimile lucrau. Vedeți? Lupta noastră nu e împotriva trupului și a sângelui. Pe de o parte avem din afară un duh rău care lucrează în lume. Se vede foarte clar, mai ales astăzi. Te uiți la tineri foarte inteligenți, progresiști. Mă uit la ei și întreb, ce să progresezi? Ca să vorbești de progres, trebuie să ai o bază, o temelie. Tu n-ai nicio temelie. Da? Ați progresat atât de mult rătăciților, încât ați ajuns să nu mai știți nici cine sunteți, dacă sunteți bărbat sau femeie. Asta e progres. Când tu nu mai știi, nu mai ai certitudinea dacă ești bărbat sau femeie. Și vreți să transmiteți această nenorocire chiar copiilor. Păi asta e strigător la cer. N-a mai existat în istorie. Criza asta de identitate a progresiștilor. A celor care susțin globalism, politica corectă. Cei care stau în fața
în spatele acestui progres tehnologic prin care se încearcă dezumanizarea sau robotizarea, cum vreți să-i spuneți, omului. Dacă tu nu mai știi că ești bărbat sau femeie și transmiți asta copiilor și sunt copii, m-am întâlnit recent, nu mai știe, parcă e băiețos, parcă ar fi ce spun aceia din desene animate, parcă ar fi ce spun cei de pe net. Nu se poate așa ceva. Cum să te numești progresist și tu să nu mai știi nici măcar atâta lucru care este sexul pe care acum numești genul tău. Ai dubii asupra acestui lucru. Asta înseamnă progres. Deci să fiți cu luarea minte la aceste cuvinte. Toate cuvintele acestea, altfel frumoase, toleranță, progres, corect, protecție, toate sunt cuvinte în spatele cărora diavolul stă. Totdeauna a făcut așa. El se ocultează, el nu se arată. Da? El își bagă zvâră coada. Diavolul, nu? Dumnezeu este Domnul și s-a arătat și se arată nouă. El s-a arătat de plin în Hristos. Și iată pe Hristos se arată ca Dumnezeu. Diavolii știu asta, sunt cutremurați de asta, îl roagă, Dumnezeu îi ascultă pentru binele omului, pentru că finalmente ultimul cuvânt îl are El, Dumnezeu. Prin urmare, iubiți credincioși, să nu judecați omul, să judecați ce stă în spatele lui. Mă, ce-l mână pe ăsta? Da, și atunci îl apărați pe om, îl protejați duhovnicește, nu spui despre cutare că e un bețiv. Bețivule, nenorocitule. Ți-ai ruinat viața și familia. Așa. Da, e adevărat. Dar încă o dată, e rob. Și noi ne rugăm la liturghie, am pus pe Facebook să citiți, cineva a scris ceva foarte frumos, sunt multe de tâlcuit acolo, ne rugăm pentru cei robiți și pentru mântuirea lor. Poate nu v-ați gândit niciodată la cei robiți. Sunt astăzi robi în lume, români robi în Italia, în Spania, robi în Anglia. Rob de-a dreptul, ei nu spun că-s robi. Asta fac muncă de rob, de sclav. Sunt plătiți cu nimic acolo, da? Dar sunt ultimii oameni. Nici o deosebire între român și un negru, să zicem, un cetățean african, în sensul acesta de culoare, care, săracul, vine dintr-o țară mult mai săracă, da, decât România. Sunt la fel acolo, spală mașini în Manchester, să zicem. Dar e rob, e clar asta. Ne rugăm și pentru aceștia. Ne rugăm pentru cei care ne dau nouă ciocolata. Da? Ciocolata asta o produc europenii, de aia vine din țări foarte sărace. Și pe plantațiile acelea din care vine sursa pentru ciocolată, da? Da? Lucrează copii care n-au gustat în viața lor ciocolată. Nici nu știu cum arată. Și noi mâncăm și ne desfătăm neștiind treaba asta. Aceia sunt robi. Ne rugăm și pentru aceștia. Dar mai ales ne rugăm pentru cei care sunt robi duhurilor rele prin patimi. Ne rugăm să fie eliberați, să ajungă în scaunul de spovedanie și să urmeze un proces terapeutic duhovnicesc de vindecare. Ne rugăm pentru cei robiți și pentru mântuirea lor. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.